Ne luăm transmisia din sala de sport a Universității din Alba Iulia. După prima jumătate a partidei, CSU Alba Iulia 30, Sepsis Sfântul Gheorghe 31. Formația noastră are primul atac. McFarland, Alexandra Uiuiu, Elizabeth Pavel, Pătron de sub panou, nu intră mingea, recuperează Elizabeth, nu. Să vedem ce acord arbitrii. Posesie pentru echipa vizitatoare. Au fost două sferturi echilibrate, primul a judecat de echipa noastră cu 17 la 13 pentru ca al doilea să fie trecut în contul formației Sepsis Sfântul Gheorghe cu 18 la 13, echipă care acum a reușit două puncte și scorul devine 33 la 30 în favoarea echipei vizitatoare. Alexandra Uiuiu, McFarland, din nou Elizabeth Pavel, reoaie însă pătrunderea ei și nereușită. Recuperăm McFarland, Sandra Uiuiu, Elizabeth Pavel, o postură inedită, Caster, recuperează Agubiade, mai sunt puține secunde, aruncă coș. Un punct avans pentru jucătoarele echipate în verde, care conduc cu 33 la 32, aruncarea acum de 3 puncte a lui Jeffrey, mingea nu intră, recuperează Agubiade și avem posesia. Intră, iată, și Larisa Toma, în locul Elizabeth Pavel. Să sperăm că Larisa e în plenitudinea forțelor, pentru că avem nevoie de aportul ei. Aruncare de 3 puncte excelentă a lui Vumi Agubiade și preluăm conducerea 35 la 33. Și după cum spuneam, avem nevoie de aportul Larisei Toma, mai ales în defensivă, acolo unde am scârțit. Iată că Larisa recuperează acum foarte bine și Vumi Agubiade pleacă. Nu, scuzați-mă, McFarland a plecat pe contraatac. Alexandra Uiuiu nu reușește să găsească ținta și din nou Sfântul Gheorghe în atac. Anemarie Părău, Murphy, recuperează jucătoarele în verde, Agubiade, nu Agubiade, McFarland, mă scuzați, primite mingea în aut și posesia este tot a echipei din Sfântul Gheorghe. Recuperează Caster, excelent, McFarland. Am început bine acest al treilea sfert. Sperăm să o ținem tot așa. Alexandra Uiuiu se izolează pe stânga, o găsește pe Larisa Toma. Larisa Toma sub panou. Pierdem atacul și din nou Sesi Sfântul Gheorghe în ofensivă. Murphy, Anemarie Părău, o pătrundere foarte bine se apără pentru noastră, aruncare de 3 puncte nereușită și din nou avem posesia. McFarland pleacă de una singură, nu intră mingea, recuperează excelent Caster, dar e deposedat acolo în cele din urmă și Harrison acum, Jeffrey foarte bine o găsește pe Murphy. 2 puncte în contul formației vizitatoare și e din nou egalitate, 35 la 35. Agubiade,
Caster, Alexandra Uiuiu, Larisa Toma, o pasă neglijentă, Jeffrey, Harrison, extraordinar. Am pierdut ușor mingea și din nou jucătoarele luptă mare pentru balon. Între Larisa Toma și Murphy, mingea este acordată echipei oaspete și va fi repusă în joc de Harrison. Bănău. Formidabilă luptă, formidabilă luptă pentru minge și de data aceasta avem noi posesia. Ambele echipe își doresc foarte mult victoria. Se luptă fără menajamente, dar în limitele sportive. Price, McFarlane, Agubiade, o fentă excelentă, supa nou coș. Murphy, atac rapid al echipei în verde, domolit acum de Părău. Jeffrey, aruncare acum de 3 puncte, dar jucătoarele din Sfântul Gheorghe nu stau cel mai bine la acest capitol. Pierde ușor acum Price și Harrison speculează această greșeală. E din nou egalitate, 37-37, moment când se solicită primul time-out al acestui, cel de-al treilea sfert. Cel care l-a solicitat este antrenorul Miroslav Popov. Duel de la distanță între cele două galerii. Suporterii din grupul Arsbeck au scandat România în timp în care suporterii din Sfântul Gheorghe au aplaudat, gest frumos. Și suntem convinși că n-au făcut-o din ironie. Mai sunt 4 minute și 19 secunde din acest al treilea sfert. Și echilibrul se menține și în teren și pe tabela de marcaj. CSU Alba Iulia Sepsi, Sfântul Gheorghe, 37-37. Dar atacul îl vor avea jucătoarele noastre. Și ca de obicei, McFarland este cea care îl construiește. Acum Gumbiade, Milica Deuna, Castor, Alexandra Uiuiu găsește acolo un spațiu, reușește să paseze până la McFarland, dar care de 3 puncte recuperează foarte bine Alexandra, care se luptă exemplar sub panou, dar nu și concretizează. Și acum atac al formației vizitatoare, să vedem ce se fluieră. Vor fi doar cări libere pentru Harrison. Formată prima. Reușită și a doua. Și echipa vizitatoare are 2 puncte avans.
scor 39-37. McFarland, Milica Deuma. McFarland, Alexandra Uiuiu, pași. Marie Părău bine s-au apărat fetele noastre. Marshall recuperează însă foarte bine echipa vizitatoare și Jeffrey trece în contul echipei sale, încă două puncte. Jucătoarele din Sfântul Gheorghe s-au distanțat la 4 puncte, 41-37. Caster, Agumbiade, ratează și din nou în atac Sepsis Sfântul Gheorghe. Aruncarea acum de 3 puncte slabă a lui Harrison. Și atacăm. Farland, Caster. Caster. A fost faultat în intenția de a înscrie de sub panou și beneficiază acum de doar cărți libere. Bine executată prima. Reușită și a doua și ne-am apropiat la două puncte. Scor CSU Alba Iulia 39, Sepsis Sfântul Gheorghe 41. De 3 puncte pe lângă coș, dar recuperează jucătoarele din Sfântul Gheorghe și Pașca Lău punctează 43-39 pentru echipa vizitatoare. Caster. Foarte bine o găsește supranou pe McFarland. Excelentă colaborarea dintre cele două jucătoare și din nou la două puncte distanță de Sfântul Gheorghe. Pașcalău, aruncare de 3 puncte de reușită, dar recuperează Jeffrey, ratează, acum Iade reușește să ia mingea și atacăm pe Farlă. Iade aruncă de 3 puncte, excelent aruncare! Bravo, Bumi! Și avem avantaj de un punct, 44-43, moment în care sala explodează. Anemarie Părău. Jeffrey aruncă de 3 puncte. Recuperează Milica Deur, Alexandra Uiuiu. Și așteaptă cu echipierele. McFarland, Caster, Agubiade, în vervă mare de joc astăzi, dar am lăudat-o și a greșit pasa. Marshall atacă și înscrie două puncte și avantajul trece în tabăra echipei vizitatoare. 45-44 pentru Sepsis Sfântul Gheorghe. McFarland. Final de sfert al treilea, așadar Sfântul Gheorghe conduce cu un punct, 45-44.
intrăm în ultimele 10 minute efective de joc ale partidei CSU Alba Iulia Sepsi Sfântul Gheorghe. Scorul este 45-44 pentru echipa vizitatoare, care are primul atac. Marshall. Aproape să piardă, a pierdut McFarland, excelent! Și coș! Am lăudat-o și o să o laud mereu pe această jucătoare, care e mereu în formă maximă, e constantă și practic e sufletul echipei. Aruncare de 3 puncte și de data aceasta o reușește Jeffrey. Echipa din Sfântul Gheorghe are avantaj de 2 puncte, 48-46. E din câte am ținut eu minte, prima aruncare de la distanță reușită de formația din Sfântul Gheorghe. Agumbiade. Alexandra Uiuiu. Ar trebui să grăbească sub panou. Am prins sub prea tare mingea care nu a intrat. Și iată că Miroslav Popov foarte nervos intră în teren. S-ar putea să fim taxați pentru această ieșire. Da, e clar. Vor fi doar încă libere și din nou posesie pentru... O aruncare liberă și posesie pentru jucătoarele din Sfântul Gheorghe. A fost taxată ieșirea nervoasă a tehnicianului sârb. Asta ne mai lipsea în sfârșit. Murphy sub panou coș și diferența se mărește. Scorul este 51-46 pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. Castner aruncă de 3 puncte și ne readuce zâmbetul pe față. Astfel de jucătoare, astfel de execuții te scot din impas, dar din nou coș al jucătoare cu numărul 0, Jeffrey. Din câte am văzut eu, lidera echipei vizitatoare. Excelent a fost găsit, dar nu se poate așa ceva. Foarte bine găsesc sub panou Alexandra Uiuiu, care a mai arătat în câteva rânduri, a mai arătat în câteva rânduri că nu știe să fructifice când se află sub panou. Scorul 53-49 pentru Sepsi Sfântul Gheorghe, care atacă. Alexandra Anemarie Părău, mă scuzați. Faul dată. Miroslav Popov contestă deciziile arbitrilor. Ar trebui să fie puțin mai calm, nu mai fim taxați din nou, pentru că și așa suntem într-o situație nu tocmai roză. Au mai rămas 7 minute și 16 secunde în această partidă. Timp berechet pentru a recupera cele 4 puncte pe care echipa din Sfântul Gheorghe le are avantaj acum, 53-49. Vă rugăm frumos să nu mai aruncați în soare de un timp pentru începerea jocului. Vă mulțumim! Tensiune acum și printre spectatori.
Marie Pănău greșește și avem posesia. McFarland, Caster, Price, McFarland. Nu poate face totul de una singură. De multe ori fetele își doresc prea mult victoria și greșesc în această mare dorință. Spre norocul nostru, mai gafează și jucătoarele adverse și avem din nou atacul. McFarland, Caster, Price. Fetele noastre nu se încumetă să arunce la distanță, o face acum Price, fără reușită, fără succes. Ne apărăm acolo foarte bine, dar se descurcă jucătoarele din Sfântul Gheorghe. Pași! Iasă la noi Price, intră Elizabeth Pavel. Intră Pașcalău și la echipa oaspete, în locul lui Harrison. Și avem nou atacul. Mai rămas 6 minute. Alexandra Uiuiu pătrunde decisă, încă din poziție dificilă, recuperează Elizabeth Pavel acolo. Și Caster a fost cea care a recuperat, dar a fost faultată și avem două încări libere. Caster, e și galeria din Sfântul Gheorghe acolo. A, nu, a fost o greșeală tehnică pe care au făcut-o jucătoarele din Sfântul Gheorghe. Au doar în care și acum posesia. Acum care am ratat-o, să sperăm că vom fructifica acest atac. Caster, Alexandra Uiuiu, bună pătrunderea, dar, din păcate, aruncarea nu a fost la fel. Pașcalău, Murphy, Supanov, ratează. Nu s-a mai înscris de mult, nici de o parte, nici de alta. Elizabeth Pavel. Coș! A găsit miraculos calea către coș și a micșorat avantajul jucătoarelor echipate în verde la două puncte. Murphy pierd balonul. Basketbalistele echipate în verde și asta și datorită faptului că ne-am apărat foarte bine. Și avem posibilitatea să egalăm sau chiar să preluăm conducerea. Sala e în picioare. Alexandra Uiuiu foarte bine a găsit-o pe Pavel și vor fi doar încă libere. Supanov. Ratează însă Pavel prima aruncare.
a doua, formidabil. Și time-out acum solicitat de Zoran Micheș, antrenorul bosniac al formației Sepsi Sfântul Gheorghe. Așadar, înainte cu 4 minute și 27 de secunde de final, formația vizitatoare conduce cu scorul de 53-51. După o partidă extrem de echilibrată, în care avantajul a trecut când de o parte, când de alta. Noi sperăm ca pe final să treacă decisiv de partea formației noastre. În câteva clipe se va relua jocul cu echipa oaspete în atac. Foarte bine recuperează acum Alexandra Uiuiu. Caster, Pavel, nu e prea sigură la primire, se complică acolo. Paș. Părău. Marshall, Murphy, Jeffrey aruncă de două puncte, nu intră, recuperează McFarren. Egalăm, e 53-53, mai sunt 3 minute. Murphy aruncă de 3 puncte, fără izbândă, fără succes. Marshall a fost și acum avem posibilitatea să reluăm din nou conducerea. Caster, McFarland, Coș, nu! Vor fi oricum doar încă libere. Și McFarland nu prea ratează asemenea situație. Prima intră. A doua nu. 54-53, avem un punct avantaj și să sperăm că ne vom apăra la fel de bine. Paș. Greșeală tehnică a lui Jeffrey și parcă stăm un pic mai liniștiți. Alexandra Uiuiu.
Marlă. Caster, foarte bine a bătut Caster, dar execuția nu e exactă. Și e rândul jucătoarelor din Sfântul Gheorghe să atace. Jeffrey aruncă de 3 puncte, nu intră, recuperează foarte bine Caster. McFarlane. Alexandra Uiuiu. McFarlane. Nu, formidabil, n-a avut mingea să intre. Dar vor fi doar încă liberă. Moment în care antrenorul echipei vizitatoare solicită time-out. Încă un minut și 32 de secunde de suferință. Avem cel mai important lucru, un punct avantaj și vom beneficia de două aruncări libere pe care le va executa McFarlane. Lucru îmbucurător, care l-am observat în ultimele minute, jucătoarele noastre s-au apărat mult mai bine, fapt care le-a făcut pe adversarele lor de astăzi să greșească în atac și să înscrie foarte puțin. De altfel, acest ultim sfert a fost unul sărac în puncte. Jucătoarele noastre au înscris 10 puncte până acum, în timp ce adversarele lor 8. Și nu mai sunt de jucat decât puțin peste 90 de secunde. Galeria noastră își încurajează frenetic favoritele. Nici suporterii din Sfântul Gheorghe nu rămân mai prejos, dar parcă nu cu așa entuziasm. Coș, excelent, a transformat prima aruncare McFarlane. Foarte bine o face și cu a doua și este 56-53. Dacă jucătoarele noastre se apără bine, nu au cum să piardă. Basketbalistele din Sfântul Gheorghe au arătat că nu stau bine la capitolul încărc de la distanță. Marcel Înceancă acum nu reușește, dar posesia rămâne. În continuare la jucătoarele în verde. Așadar, trebuie să se apere foarte bine și să nu le lase să pătrundă sub panou. Foarte bine, Pavel! Și avem posesia. Excelentă, a căpăcit acolo Elizabeth Pavel. Mai mult se pare că a fost și un faul la Gumbiade, care beneficiază de două aruncări libere. Slab executată prima, spre disperarea lui Miroslav Popov. Haide, Vumi, intră a doua. Nu intră nici a doua, dar recuperează Caster foarte bine. Și avem atacul prin McFarlane. Jucătoarele din Sfântul Gheorghe se apără mai avansat. Acum Biade, o vede pe Alexandra Uiuiu. Aruncă, Alexandra! Trebuie să arunci! Balonul rămâne la echipa noastră. Mingea a ieșit dintr-o jucătoare echipată în verde.
timeout acum solicitat de Miroslav Popov. Mai sunt 52 de secunde. Avem 3 puncte avantaj și posesia. Dacă vom fructifica acest atac, avem foarte mari șanse să și câștigăm în acest ultim sfert. Jucătoarele din Sfântul Gheorghe au arătat că au lacune în ofensivă. Mă repet, la capitolul aruncări de la semidistanță și distanță, principalul lor atu fiind pătrunderile sub panou, acolo unde jucătoarele precum, în alte precum Pașcalău, au reușit de multe ori să fructifice. ...14 secunde au la dispoziție pentru acest atac elevele lui Miroslav Popov, pentru a puncta pe tabela de marcaj. Atmosferă entuziasmantă, pe Farland, o găsește pe Caster, se apără agresiv jucătoarele echipate în verde, McFarland trebuie să arunce, o face McFarland, nu intră mingea, recuperează, nu recuperăm și atacă Sepsi Sfântul Gheorghe, Părău, Pașcalău, Jeffrey, nu trebuie lăsate să pătrundă, bine găsită Marfi Zupanou, 2 puncte. Este 56-55, mai sunt mai puțin de 20 de secunde. Atenție la acest atac, McFarland, faultată. Și avem 2 lovituri libere. Certată Alexandra Uiru pentru că n-a venit la primire. Mai sunt 10 secunde și 90. Dacă McFarland le va transforma pe amândouă, singura speranță a echipei vizitatoare e o aruncare fericită de 3 puncte. Să vedem însă emoții mari. Coș! Valencia se pregătește să arunce și pe a doua aruncare. Greșește! 9 secunde mai sunt, mai... Atacă Jeffrey și o faultează McFarland. Time out solicitat de antrenorul formației Sepsi Sfântul Gheorghe. 5 secunde și 40. Indică tabela de marcaj 57-55 pentru echipa noastră. Mai are la dispoziție 5 secunde. Pentru un ultim atac care să aducă o eventuală egalitate pe tabela de marcaj. Sperăm că nu va fi cazul. Și nici, Doamne ferește, de o aruncare de 3 puncte. Stăm ca pe ghimb. Harrison va repune. Murphy aruncă de 2 puncte pe lângă panou. Recuperează! Formidabil! Recuperează și înscrie cu fault. Sub panou.
Marșal, care are o aruncare. Este 57-57. Ratează însă. Și vom avea prelungiri. Așadar, am intrat în prelungiri. Încă 5 minute de foc, de tensiune. Atacă. S-a întrerupt jocul. Din ce pricină nu îmi dau seama. Vor fi doar încă libere pentru echipa noastră, nu știu, nu. Agrupiade se pregătea să arunce, vom repune din margine prin Alexandra Uiuiu, McFarlane. Alexandra din nou. Și vom beneficia de două arcări libere. Alexandra Uiuiu va încerca să le transforme. Foarte bine executată prima. La fel și a doua și avem două puncte avans. 59-57 cu echipa vizitatoare în atac. Murphy. Harrison. Murphy foarte bine căpăcită de Agubiade și avem atacul prin McFarlane. Pavel. Pătrunde Pavel. Recuperează excelent Agubiade, dar se grăbește, se pripește și atacă acum Zepsi, Sfântul Gheorghe, Marshall, Jeffrey. Coș cu faul. Și este 60-59 pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. Agubiade, Caster, Alexandra Uiuiu încearcă de 3 puncte, dar mingea nu vrea să intre. Și din nou Sfântul Gheorghe la posesie. Jeffrey aruncă de 3 puncte. Vedem cine recuperează acolo. Pierde însă Murphy și avem atacul. Este bine pe Caster, care încearcă să se întoarcă, reușește, a fost faultată și vom fi două cărți libere pentru jucătoarele noastre. Reușită prima. 60-60. Intră și a doua, bravo Jessica, avem un punct avantaj. 61-60. J.
Jeffrey pătrunde, dar foarte bine se apără fetele noastre. Murphy nu trebuie lăsat acolo, aruncă Pașcalău, recuperează Murphy și scrie. Formidabil. Aceste două jucătoare înalte, Pașcalău și Murphy, reușesc să ne creeze mari probleme sub panou când echipa vizitoare este în atac. Pavel are un convingere riscant, totuși Caster reușește să o păstreze. Alexandra Uius pe acum Biade, coș, este coș, din nou suntem în avantaj. 63-62. Trebuie lăsate jucătoarele din Sfântul Gheorghe să ajungă sub panou, pentru acolo fructifică mai de fiecare dată. Din nou, avantajul trece în tabăra adversă de un punct. Atacăm noi. Alexandra Uiuiu face o greșeală impardonabilă și jucătoarele în verde în atac. Coș. Și sunt 3 puncte avans pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. A mai rămas ca timp regulamentar de joc 1 minut și 38 de secunde. Din Sfântul Gheorghe să fie la înălțime. Băieții din Cupa Oxberg încearcă și ei acum, dar mai timid, să își încurajeze favoritele. E greu de anticipat ce se va întâmpla, chiar dacă Sepsi Sfântul Gheorghe are 3 puncte avantaj. Trebuie să ratăm sub nicio formă acest atac. Caster, Pavel pătrunde, zic eu, fără clar viziune, recuperează acum, dar posesia va fi tot a echipei vizitatoare. Mare greșeală a echipei noastre. Și sunt 5 puncte acum avantaj pe tabela marcaj în favoarea jucătoarelor echipate în verde. Și cred că va trebui să, dar ce să mai încercăm când jucătoarele noastre au căzut total și doar aruncări de 3 puncte ne mai pot salva. Am pierdut această partidă și cred că am pierdut-o în finalul timpului regulamentar, când n-am știut să gestionăm avantajul de pe tabela de marcaj. Asta este, fruntea sus, merge mai departe. Jucătoarele din Sfântul Gheorghe și-au luat revanșa. Ne doare însă, trebuie să ne bucurăm că avem asemenea spectacol aici la Alba Iulia. Iată acum sunt două arcuri libere pentru jucătoarele din Sfântul Gheorghe, care trebuie felicitate pentru dârzenia cu care și-au apărat șansele. Au avut astăzi de partea lor și
norocul, dar și valoarea. Au știut să fructifice mai bine momentele decisive, au știut să gestioneze mai bine perioadele de timp extrem de tensionate. Iată, e clar, numai fetele noastre au căzut total 73-63. Acesta e scorul final în favoarea echipei Sepsii Sfântul Gheorghe. Felicitări învingătoarelor, felicitări învinselor. Acestea fiind spuse, la revedere, stimați telespectatori!